Tencuiala a căzut pe trotuar într-o zonă foarte circulată. Imediat la fața locului au ajuns pompierii, dar și polițiștii care au balizat zona. A căzut tencuiala și pericol de accident. S-a exfoliat tencuiala în timp datorită intemperiilor și a fost nu fiind pericol. Intervenim pentru a elimina cauzele prăbușirilor unor elemente de construcție de pe balconul de etajul 6 și pericolul de a răni pietoni care trec în zonă. La vântul rafalor de vânt puternice s-au desprins bucăți de elemente de construcție care sunt fixate, care nu sunt fixate pe fața. Pompierii, cu ajutorul unei auto-utilitare dotată cu o scară extensibilă, au intervenit pentru îndepărtarea bucăților de tencuială care puteau oricând să cadă peste trecători.